Pacea Domnului Iisus Hristos, Domnul să vă binecuvinteze, să vă sfințească, să vă întărească, să vă ajute cu adevărat, în adevăratul sens al cuvântului, să fim pocăiți așa cum dorește El. Vorbește un pic mai tare, tot. Da, o să vorbesc mai tare. Am gândit cu fiul meu să postăm câteva cuvinte. Eu zic că sunt folositoare pentru cei ce iubesc adevărat pe Dumnezeu și lucrarea Lui. Și cu adevărat care vreau să se mântuiască, bineînțeles, care își pun toată puterea lor în lucrarea aceasta, toată voința lor. Vreau să vă reamintesc, vorbind în 2 Samuel și puțin voi intra și în Apocalipsa 6, ca să ne dăm seama de vremurile în care le trăim. Spune cuvântul Domnului prin Psalmul 91, Cel ce stă sub ocrotirea celui preanalt și se odihnește la umbra celui atotputernic, zice despre Domnul. El este locul meu de scăpare și cetăția mea, Dumnezeul meu în care mă încred. Da, El te scapă de lanțul vânătorului, de ciuma și pustiile ei. El te acopere cu penele Lui și te vei ascunde sub aripile Lui, că scut și padoză este credincioșia Lui. Nu trebuie să te temi nici de groază din timpul nopții, nici de săgeata care zboară ziua, nici de ciuma care umblă întuneric, nici de molima care bântuie ziua în amiază mare. 1000 să cadă alături de tine și 10.000 la dreapta ta, dar de tine nu se va apropia, doar vei privi cu ochii și vei vedea răsplătirea celor răi. Pentru că mă iubește, zice Domnul, de aceea îl va izbăvi, îl ocroti că își cunoaște numele meu. Când mă va chema, îi voi răspunde, voi fi cu el în strântorare, îl voi izbăvi, îl voi păsăbi și voi sătura cu viață lungă și voi arăta mântuirea mea. Să mergem la Psalmul 1, pe care este atât de bine cunoscut, zic eu, și să vedem ce ne spune Dumnezeu. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului, zi și noapte, cugetă la legea Lui. El este ca un pom sădit lângă izvor de apă care dă rodul la vremea Lui și a cărui frunze nu se veștejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Dar nu tot așa este cu cei răi. Cei răi sunt ca pleaba pe care o spulbere vântul, de aceea cei răi nu pot ține capul sus în jurul judecății, nici păcătoși în care celor nepriviți. Căci Dumnezeu cunoaște calea celor nepriviți, dar calea celor răi duce la pierzare. De ce am vorbit despre acest doi psalmi, aș vrea să încurajez copiii Domnului care cu adevărat îl iubesc pe Domnul și să luptă să facă voia lui Dumnezeu. Și veți vedea din Apocalipsa 6 cu versetul 3, voi vorbi foarte puțin. Sau probabil că mă voi duce și la versetul 1 și 2. Și probabil, hai să vorbim și de 1 și 2, este o plăcere a mea, am conștientizat, să trecem puțin prin Apocalipsa, așa cum am zis, 6. Când arunc mielul pe cetra întâia, am văzut un cal roșu și pe cel ce stătea pe el, având o sabie mare și-a pornit și i s-a dat o colună și-a pornit biritor să biruiască. Acum o să mă iertați, cred că am greșit cu sabia mare, i s-a dat o colună ca să biruiască. Apoi am văzut, când arumel pe ceta a doua, am văzut un cal roșu și pe cel ce sta pe el, care i s-a dat o sabie mare
și-a pornit biruitor să biruiască. Iar când a rumelul pe ceta a treia, am văzut pe cel ce un cal negru și pe cel ce sta pe el și i s-a zis o măsură de gru pentru un leu și trei măsuri de orz pentru un leu, dar să nu batem unde lemnul și vinul. Închide. Acum nu. Închide. Închide. Acum am vrut să vă spun, frați și surori, cu asta, cu versetul 3 din Apocalipsa 6, să nu vă fie frică, pentru că cei ce sunt îmbrăcați cu putere de sus, adică un de lemnul care ne explică în versetul acesta, și cei ce sunt îmbrăcați cu puterile veacului viitor, asta înseamnă vinul la modul spiritual, sunt ocrotiți de Dumnezeu, așa cum ne spune în versetul 3, că vor fi ocrotiți să nu vateme unde lemnul și vinul. Adică pe cei ce sunt îmbrăcați cu Duhul Sfânt, botezați cu Duhul Sfânt și pe cei ce sunt îmbrăcați cu puteri dumnezeiești, puterile supranaturale a lui Dumnezeu. Am vrut să vă încurajez prin aceasta și îmi cer scuze că nu prea am fost pregătit eu să vorbesc despre Apocalipsa, dar în mare am vorbit adevărul, în mare am vorbit așa cum este scris și vă îndemn să nu vă pierdeți cu firea, să nu vă pierdeți nădejdea în Dumnezeu, să vă puneți toată încrederea în Dumnezeu, că Dumnezeu pe Lui se ocrotește. Sigur că se putea vorbi mult mai multe despre lucrurile acestea. Puteam să mergem la trimiteri. Dar eu rămân la aceste cuvinte și dumneavoastră puteți să studiați mai mult, să cercetați mai mult și Dumnezeu vă va descoperi. Rămân la aceste cuvinte și zic ca Domnul să vă binecuvinteze, să vă sfințească. Amin. Ai zis că zici și o poezie? Nu am zis că zici poezie. Nu? Am zis eu și ai zis că zici? Sau? Da, ai zis tu că vreau să zici poezie, dar nu am zis. Nu, bine. Poezie nu am, na. Nu am așa, trebuie să citesc aici. Nu zi o cântare, cântă o cântare. Nu, cânt cântare, sunt răbușită. Nu, bine.